Vă spunem bună ziua la o nouă ediție din ciclul de emisiuni Ora Locală. În urma difuzării emisiunii Ora Locală, o emisiune anterioară, invitatul emisiunii a fost președintele Românului Alexei Vasilean, a fost vizată primara orașului, Nina Certeu. Însă a cerut pentru astăzi dreptul la replică. Ora și ziua este solicitată de doamna primară. Redacția noastră este obligată să ofere dreptul la replică. În schimb, în platou a fost invitat și președintele Raionului, Alexei Vasilean. Deci, dăm start emisiunii noastre de astăzi. Doamna primară Nina Cereteu, bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua! Și domnule președinte Alexei Vasilean, vă zic bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Așa cum am spus, doamna primară de stat a solicitat dreptul la replică și în ce privește, din câte înțeleg, prețurile la apă canalizare și surselele financiare care au fost alocate din bugetul Raionului. Deci, doamna primară, aveți dreptul la replică, poftim-vă, oferim locul de cuvânt. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru acordarea și garantarea, de fapt, acestui drept, dreptul la replică. Pentru noi este un format așa mai puțin obișnuit, pentru că și toată lumea, de fapt, dar și noi ne-am deprins cu o colaborare pe parcursul acestor 3 ani. Și din acest considerent și am cerut dreptul la replică, pentru că ultima ieșire video a domnului președinte a cam bulversat un pic și locuitorii, dar și pe mine personal, de ce să nu recunosc. Și o să mă refer acum la majorarea tarifelor la apă și canalizare la ultima ședință a Consiliului Orășănesc, ședință care a fost filmată în totalitate și difuzată, de fapt, de către TV Drochia, ca și toate celelalte ședințe. Aici eu o să trec un pic prin prevederile legislative, pentru că în video anterior domnul președinte a referit la faptul că noi am indus în eroare consilierii referitor la modalitatea de aprobare a tarifelor la apă și canalizare. Deci este legea numărul 303 din 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Da, avem legea care reglementează întreprinderile de stat și municipale, care specifică expres că fondatorul întreprinderilor municipale este Consiliul, dar mai avem și legi speciale care reglementează domeniile de activitate ale acestor întreprinderi municipale. În cazul dat este legea privind apa și canalizare, în care în articolul 7 expres este indicat că întreprinderea municipală este reglementată în activitatea sa de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Agenție care are foarte multe competențe, inclusiv cu controlul activității întreprinderilor municipale, începând de la licențiere, adică este întreprinderea care îi oferă acest drept operatorului să presteze asemenea servicii, și finalizând cu controlul absolut la toată activitatea de respectare a condițiilor impuse în licența de activitate. Întreprinderea municipală APA Canal a obținut repetat licența în anul 2015, la 1 decembrie, cu un șir de îndatoriri pe care trebuia să le îndeplinească în conformitate cu legea, dar și cu această licență, printre care era și adaptarea tarifelor. Pentru nimeni nu este un secret, pentru toți, de fapt, este bine cunoscut că ultima dată tarifele la apă și canalizare au fost aprobate în anul 2008, iar ulterior, din enumărate ori, am discutat, inclusiv am comunicat și prin intermediul emisiunilor la care am fost invitată, deci, ca să nu neg acum sau să nu induc lumea în eroare, ultimii 4 ani, de când implementăm proiectul cu apeductul și canalizare, am vorbit practic la fiecare emisiune despre faptul că muncim cu ANRE-ul pentru a adapta tariful la apeduct și canalizare în conformitate cu cheltuielile care le suportă întreprinderea municipală. Vreau să menționez faptul că întreprinderea municipală a început a lucra din 2017 cu ANRE-ul, pentru că asta a fost și o condiție esențială din partea Uniunii Europene atunci când am obținut proiectul care a fost implementat în oraș de peste 92 de milioane. A fost și o condiție esențială, pot să zic cea mai importantă, una dintre cele mai importante, pentru că atunci ne s-a comunicat în felul următor. Uniunea Europeană nu investește bani
în întreprinderi municipale în Republica Moldova pentru că aceste întreprinderi devină falimentare. Adică nu creează rețele care ulterior vor rămâne undeva îngropate în pământ, dar ei ajută ca întreprinderile municipale ulterior să se dezvolte și să fie capabile să presteze servicii către consumatori, furnizând apă de calitate. Ca ulterior să ajungem începând cu anul 2017, întreprinderea municipală a conlucrat cu ANREU furnizând absolut toată informația legată de activitățile, dacă îi să luăm până fiecare material cumpărat, până la cele mai mici detalii, întreprinderea municipală a dat această informație către ANRE, ca ulterior să fie avizat acel tarif în conformitate cu legea. Deci acum o să fac o mică paralelă. Consiliul Rășănescu anul trecut, în 2021, în noiembrie și în decembrie, a aprobat prin două decizii separate, a aprobat cheltuielile adiționale prestării serviciului dat, a aprobat cheltuielile de bază ale întreprinderii municipale, la fel în baza formularelor avizate deja de către ANRE. Deci noi nu avem personal competent, dar nici legea nu ne permite ca să calculăm acest tarif. Există o metodologie de calcul a tarifului la apeduct și canalizare care este aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Oricine, noi vedem în ultima perioadă că absolut toți, și gazul, și lumina, și petrolul, combustibilul, toți măresc tarifele sau le adaptează în conformitate cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru că ea este unica autoritate competentă în calcularea și avizarea tarifelor adecvate. Așa este stabilit și de lege, conform cheltuielilor întreprinderii municipale. Aici vreau să fac o paranteză, că din cheltuielile întreprinderii municipale încă foarte mult a fost tăiat, nu au fost admise toate cheltuielile, o mare parte dintre ele au fost puse pe seama fondatorului, pentru că ni s-a spus în felul următor. Noi am participat și la ședința online atunci când au fost examinate aceste tarife de către Consiliul Național al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și s-a spus că întreprinderea, fondatorul trebuie să adopte un plan de investiții care să lichideze o parte din neajunsurile cu care se confruntă întreprinderea municipală, dar tariful ar trebui să fie măcar cel puțin să asigure cheltuielile de bază ale întreprinderii municipale. Aici mă refer la energie electrică. Faptul că acest tarif s-a primit concomitent cu măririle în lanț, el a generat oarecum ca tarif, acest tarif să fie un pic mai mare decât cel care planificam noi anterior. Și după cum a spus și domnul președinte, întreprinderea a solicitat 37, deci s-a primit, întreprinderea a solicitat conform necesităților. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a considerat că nu trebuie 37, trebuie 32. Dar noi la ședința Consiliului deja, având posibilitatea de a juca în limita între persoane juridice și persoane fizice, am propus, de fapt, că întreprinderea așa a calculat ca să oferim pentru persoanele fizice 29 și pentru persoanele juridice să primești 3 lei mai mult, achitau 70 și primească 73. Pentru a crea tot o careva balanță. Dar din câte mi-am amintesc că domnul președinte s-a referit și la faptul că consilierii nu au fost la curent. Consilierii nu puteau să nu fie la curent, pentru că consilierii au aprobat, despre ce am spus un pic mai înainte, au aprobat două proiecte de decizii anterior, în anul 2021, în noiembrie și în decembrie, unde au aprobat cheltuielile de bază și cheltuielile aferente ale întreprinderii municipale. Despre aprobarea tarifului noi vorbim de atâta timp, s-a discutat și în comisii. Domnul președinte, de fapt, atunci s-a referit la faptul că trebuia mai întâi de adresat la Consiliu, da, și apoi Consiliu ca fondator să permită adresarea către ANRE. Dar acestea sunt raporturi reglementate expres de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. După cum îi spuneam și înainte de emisiune domnului președinte, avem prescripția din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică care prevede expres că până pe data din 1 august operatorul era obligat să prezinte anual spre avizare și aprobare tarifele pentru servicii publice de alimentare cu apă potabilă. Deci prescripția nu este către Consiliul Rășănesc, către fondator. Prescripția este direct către operatorul economic. Această lege, către APCANAL, legea prevede expres relațiile dintre întreprinderea municipală și Agenția pentru Reglementare Energetică. Dacă întreprinderea municipală ar veni
De fiecare dată când primești câte o prescripție către Consiliu, pentru că, vă spun, ele sunt numeroase, inclusiv dacă un contor nu a trecut metrologia, un contor nu a fost verificat, pentru tot, absolut, întreprinderea primește inclusiv sancțiuni, pentru că și aici, la fel, era prescripție cu sancțiuni la sfârșit, dacă până pe 1 august nu se depunea acest demers. Deci întreprinderea a conlucrat, APCANAL a conlucrat cu ANRE-ul, s-a furnizat absolut toată informația. Nu era doar demersul, că solicităm să fie revizuit tariful. Și ANRE-ul s-a adresat către operator ca să fie furnizată această informație și să fie indicat expres că se solicită revizuire, avizare. Ceea ce trebuie să-i oferim acum. Eu consider totuși, până la sfârșit, da, eu înțeleg, întreprinderea municipală APCANAL are conlucrare cu ANRE-ul, dar până la urmă, cum am menționat, trebuie să vină la fondator. Dar cel mai principal, că niciun consilier nu are măcar copia solicitării din 13 iulie 2022, înaintată către ANRE cu solicitarea de a majora tariful la 37,14 bani. Niciun consilier în proiect de decizie nu are solicitarea dată. Noi le-am prezentat și la comisii și la ședință, le-am prezentat consilierilor, pentru că a fost unul din consilierii fracțiunii socialiștilor, că o să-i spun pe nume, da, pentru că suntem, care s-a alinat foarte mult de un cuvânt din raportul prezentat de către raportul era principal. Raport, nota informativă, de fapt, era prezentată de către executorul care a prezentat informația. Și acolo era scris nota informativă privind avizarea tarifelor la serviciu de apă și canalizare prestat de către întreprinderea municipală APCANAL. Consilierul în cauză s-a alinat de aceste cuvinte și a spus că asta este informația prezentată către APCANAL. Acesta era raportul pregătit de executorul din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică în baza la toată informația acumulată de către întreprinderea municipală APCANAL. Și, de fapt, la consilier s-a prezentat toată informația, inclusiv această prescripție care vă spun acum, inclusiv aceasta. Da, și da, aceasta. Solicitarea, singură solicitare APCANAL. Ea a fost anexată. Solicitarea către ANRE era un tabel. Am înțeles. Cu informații cifrate. Acolo nu era informații desfășurate, sau, dar cu informații cifrate exact, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică are documente tip. Înțeleg, care le solicită ca ele să fie completate. Doamn primar, deci facem noi mai departe. Noi înțelegem că trăim într-o criză economică și majorarea prețurilor la lumină, după cum vedeți, poate să ajungă și la 8 lei și la 10 lei. Următorul pas pentru a acoperi cheltuielile de 2 milioane care erau, cred că, calculate cu 2,50 lei, cum o să acopere? Iar să fac solicitare la ANRE și să solicite majorarea tarifului oricum. Domn președinte, nu, de exemplu, următorul pas, adică e 3 lei, să zicem așa și e 7. Okay. Eu înțeleg că întreprinderea municipală nu poate fi falimentară, trebuie să acopere cheltuielile sale și, bineînțeles, că trebuie să majoreze încă o dată tariful. Așa înțeleg eu. O secundă, stimați telespectatori, stimați urmăritori pe rețelele sociale, dacă aveți careva întrebări, le așteptăm la numărul de telefon indicat pe ecran sau 0693 877 16. Poftim! Eu aici vreau doar să, mai întâi de toate, înainte de a răspunde la întrebare, să îndemn un singur lucru. Domnul președinte, dumneavoastră, în competențele dumneavoastră nu aveți cumva furnizarea sau prestarea serviciilor de asemenea gen. Și pentru dumneavoastră, dintr-o parte, este foarte ușor să adresați asemenea întrebări, ce facem, cum facem. Pentru cei care sunt puși în situația cum suntem noi, este foarte complicat, pentru că eu mi-asum toată răspunderea pentru tarifele care au fost majorate, dar noi nu putem, pentru că și la ședința Consiliului, consilierii PAS au fost împotrivă majorării știind și cunoscând foarte bine de ce au fost condiționate aceste majorări, inclusiv ei au fost împotriva majorării și strigau că nu putem să majorăm din cauza că s-a majorat gazul sau electricitatea. Dar întreprinderea municipală pe ce funcționează? Oare nu pe electricitate? Am văzut calculele, 2 milioane. Noi avem în prezent, întreprinderea suportă pierderi foarte mari, 240.000 electricitatea, noi nu avem, dacă vorbim cu salariul mediu,
pe economii de 3.400, ei nici 3.000, din 2011 ultima dată au fost ajustate cât de cât salariile, dar ei nu primesc nici 3.000 la mână, noi nu avem specialiști în întreprinderea municipală și vreau, în cazul dat, chiar vreau să vă zic asemenea întrebări, poate ar trebui toți să ne punem toți grămadă să vedem o ieșire din situație. Înțelegeți? Nu, noi nu putem majorat, să spunem. S-a majorat tariful și să începe în societate este așa un pesimism. Dar noi când ne uităm că, iarăși, nu din cauza dumneavoastră sau a mea să ridică energie electrică. Cum ați spus, funcționează pe cheltuielile de energie electrică pentru pomparea apei. Pentru pomparea apei, plus noi investind și atrăgând proiectul de peste 92 de milioane, întreprinderea a fost la maxim automatizată. Aici iarăși s-au adăugat multe tehnologii înțeles, care sunt pe energie electrică. Noi trebuie să dumneavoastră, adică orice întreprindere municipală la canal, încă o dată trebuie să facă solicitare la ANRE. E interesant altfel. A să meargă iarăși cu solicitare către ANRE, solicitare sau prin intermediul Consiliului Orașului? În cazul în care ANRE o să oblige întreprinderile municipale, evident că până în august întreprinderea municipală nu o să se adreseze către ANRE. Dar până în august întreprinderea municipală, după cum v-am dat citire, da, ea o să fie obligată să vină cu demers către ANRE ca să revizui. Poate, dacă ajungem până atunci, ori în minus sau în plus. Mai este un minus foarte mare ce ține de și joacă un rol foarte mare la preț. Cu cât mai mulți consumatori avem, cu atât prețul este mai mic. Ce ține în cazul nostru, a orașului Drochi, agenții economici mari au fântânile lor. Ei nu utilizează apa centralizată. Dacă de canalizare sunt mai... La canalizare sunt conectați, la apeduct ei nu sunt conectați. Și foarte mulți chiar și persoane. Și cu cât mai puțini sunt consumatori, cu atât cheltuielile pentru prelucrare, furnizare, pompare, ei sunt mult mai mari. Dar nu credeți că odată cu majorarea veți avea și mai puțini consumatori? Nu este exclus, dar noi nu vă zic. Nu este un moft al întreprinderii municipale sau al primăriei orașului Drochia. Este o necesitate și a fost o... Ei au fost impuși, de fapt, de circumstanțe, pentru că, în caz contrar, după cum a spus domnul președinte, în emisiunea precedentă, să dăm apa pe ore, nu este o soluție. Pentru că v-ați referit, la iluminat stradal, că nu trebuie să-l dăm pe ore, pentru că suntem în secolul 21, dar apa pe ore, nici atât nu putem să ne permitem. Deci, chiar am vrut să vă întreb. Am citit la dumneavoastră pe pagină că, în urma solicitării cetățenii s-au adresat ca să fim solidari cu autoritățile centrale și să decu foarte mulți. Foarte mulți? Foarte mulți. Inclusiv în anticameră au telefonat, au solicitat ca să fim și noi solidari cu ceilalți. Acum, după ultimele știri apărute în presă că din cauza economiei la energie electrică se majorează prețul, acum stăm pe gânduri și noi ca să revenim înapoi la regimul normal, pentru că eu vreau să subliniez un lucru. Doamna primar, chiar recent am fost prin localitățile de raion și în unele localități noaptea este lumină. Și atunci orașul Drochia... Noi putem reveni fără nicio problemă la regimul precedent, adică la un regim normal de activitate al iluminatului stradal, pentru că primăria a asigurat cu resurse financiare până la sfârșitul anului iluminatul stradal. Noi aici chiar nu avem careva deficiențe. Dar era preconizat pe ore, nu? Dar la moment strada Gudanov pentru nu că au fost careva probleme că dezbat ele au sunt automatele care sunt programate ca să lucreze pe ore, dezbat și atunci când sunt conectate se dezbat și regimul și probabil electricul când iese, pentru că se întâmplă să-l sunăm și noaptea să iasă să conecteze iluminatul stradal. De mai mult timp strada Gudanov nu este absolut deloc, nu este lumină. Probabil că a dezbătut automatul. Sau sunt careva probleme. Noi vom verifica care este situația, dar vă zic, în rezultatul ultimelor de săptămâna trecută, când s-a menționat că din cauza economiei se va scumpi energia electrică, noi probabil vom lua decizia la Comisia pentru Situații Excepționale. Noi am primit și decizia Comisiei pentru Situații Excepționale și național, dar și raională, unde se sugera ca să vedem în limita posibilităților să reducem din consum. Și am redus, dar în cazul în care se majorează prețul, ținând cont de faptul că se face economii, noi vom reveni, cred că, la regim normal. Da, o singură întrebare și trecem la a doua, ce ține de finanțe. Acum aș vrea să vă întreb dacă această majorare de prețuri
va permite dezvoltarea întreprinderii Apă Canală, deci la prețul 29, așa cum a fost calculat. Ea nu acoperă cheltuielile în totalitate deci ale întreprinderii. Deci vreau să zic că noi avem deja pentru proiectul bugetului pentru anul viitor, urmează la ședință să fie examinate de către consilieri, solicitări din partea întreprinderii municipale de mai bine de 1 milion de lei. Noi cu toții suntem aici în oraș și noi vedem în ce stare este inclusiv tehnica întreprinderii municipale. Deci acolo nu au fost posibilitate de a investi în și a dota întreprinderea municipală cu ceea ce au ei necesar. Dacă să mă refer inclusiv, da, am spus că ea a fost automatizată, dar acolo este nevoie și de personal calificat și cu competență în domeniu. Dar haideți să recunoaștem că un tânăr care are capacități și aptitudini de a opera la asemenea tehnologii, echipament, el nu se vine la 3.000 de lei salariu, deci noi trebuie să avem posibilitate să oferim salarii motivante. Eu știu că s-a speculat foarte mult, noi acum suntem în plin concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef la întreprindere și dacă cei care au văzut, au deschis cariere, gov.md, au văzut că salariul managerului este de 7.000 de lei, adică e 8.000 și ceva calculat, la mână e 7.000 de lei. Deci nu avem salarii, poate cineva se gândește că acolo conducerea primește salarii exorbitante, dar nu este așa. Acolo sunt salarii sub limita acceptabilă, mă refer chiar și la, și nici nu-i avem. Pentru că ei nici nu sunt care au fost, au plecat, cei care sunt sau sunt la pensie și sunt la limită și dacă mâine, poi mâine pleacă, noi rămânem în genere. Avem pompele de la canalizare, din sectorul canalizare, de la stațiile de pompare de peste linii care sunt din anul 1970 și sunt la limita utilizării și acolo avem de mers ca să le înlocuim. O pompă e 180.000, deci eu vreau ca lumea să înțeleagă foarte clar și toți. Nu doar lumea, că nu a fost un mofta nostru și nu am majorat tariful la apă și la canalizare pentru că noi nu avem ce face. Repet, eu sunt conștientă de atacul, de valurile de fapt de atac, pentru că da, trecem prin timpuri grele când din toate părțile suntem loviți de majorări, dar era evident că întreprinderea municipală ca Apă Canal nu se poate să se descurce fără această majorare. Am înțeles, cât de tare în caz contrar vom rămâne fără apă. Tot orașul, da? Dacă da, nu pentru vor... că nu a fost o singură dată când în primăria subvenționată a achitat lumina. Echipamentele și tot asta. Dar domn președinte, domn, dacă ați avut... Ați vă adresez o întrebare. Astăzi e ultima zi de depunere actelor la concursul Mânja Apă Canal, dacă da, mă greșesc. Da. Câte dosare sunt? Unu? Trei. Până la moment, dar până în seară, până la orele 4, probabil să mai fie. Dar, vă zic, concurența nu este foarte mare, adică nu s-au făcut vânt foarte mulți, pentru că condițiile stipulate în lege. Și atunci când se aprobă careva lege, că am spus-o din enumărate ori, m-am adresat către autoritățile centrale, atunci când se adoptă careva lege, ar trebui să țină cont măcar cât de cât de realitățile din teritoriu. Avem niște condiții față de participanți, pot spun pentru o întreprindere de stat, nu pentru o întreprindere municipală, minimum 4 ani funcție de conducere, o limbă în circulație internațională și multe altele care, condițiile într-adevăr sunt foarte mari pentru o întreprindere municipală care... Dați să trecem la întrebarea a doua, ce ține de sursele financiare care au fost alocate și cât a fost alocat la Consiliul Regional, ce ține de bâta politică, da, ceea. Eu, de fapt, am noi am înțeles despre băta politică anterior. Da, noi am discutat înainte de emisiune un pic cu domnul președinte. Dacă suntem departe, nu am avut posibilitatea să discutăm până a venit la televiziune. Da. Eu, acel interviu a fost, de fapt, în calitate de vicepreședinte a Congresului Autorităților Locale și în calitate de vicepreședinte a rețelei orașelor. Și eu m-am expus, dar și având experiența mea anterioară, pentru că despre conlucrarea cu Consiliul Raional în perioada actuală, eu niciodată nu am negat-o și întotdeauna am spus că este o conlucrare și foarte bine atunci când vin în funcție oameni care se gândesc la binele locuitorilor și nu la interese de partid sau la alte chestii. Și eu acolo sub nicio formă nu am spus că Consiliul Raional, droche, este o bâtă politică și, domn președinte, dacă vă uitați încă o dată, vedeți că eu nu am spus despre Consiliul Raional Drochea, da, eu am spus la general. Dar unde considerați că sunteți primarul centrului raional? Pentru că... Deci, din câte înțeleg, domn președinte, s-a supărat că nu ați făcut dar așa o paranteză, că da, uite, la Consiliul Raional, adică dați, Consiliul Raional Drochea e altă colaborare cu primăria orașului Drochea. Noi înțelegem calmul în șibate, totuși, haideți să spunem,
lucruri pe nume, că Calmu e cel mai interesat ca consilier regional să dispară de fapt. Dar nu doar Calmu, domn președinte. Nu, eu pot am să vedere spun, și guvernarea și... Pot să... Guvernarea nu, că dacă guvernarea era cointeresată, atunci consiliile regionale, credeți-mă, că la următoarele alegeri locale dispăreau. Nu le ajunge 5 voturi. Și așa, și fără acele 5 voturi, ei puteau să facă această reformă administrativă. Când nu o făceau prin Constituție, ei pur și simplu lichidau termenul, adică transformau în municipii, pentru că municipiile sunt prevăzute de Constituție. Și municipalizarea era o soluție pentru a le lichida. Guvernarea actuală refuză categoric să lichideze consiliile raionale, respectiv ceea ce va fi anul următor, din câte am înțeles din ultimele audieri publici pe proiect, vor fi luate din competența Consiliului Raional educația, medicina și asistența socială. De la 1 ianuarie, după cât cunosc, primul e medicină. Și educația și asistența socială. Așa era, pentru că am participat la ultimele audieri publice care au fost pe proiectul de reformă administrativă. Dar indignarea, de fapt, a primarilor peste tot, practic, acolo unde nu este conlucrare și unde, dar haideți să fim sinceri că în mare parte bugetul Consiliului Raional este format pe seama impozitelor care se vin din primării. 25% din oraș, nu? Încă și mai bine. Nu, 100% impozite în sate rămân la primărie, 25% de la oraș. Dar noi trebuie să împărțăm bugetul, adică dumneavoastră împărțiți bugetul care vine din oraș și cu satele. Nu, vine și din sate, unele cazuri, da, dar nu pe impozite. Da, dar în mare parte vine. Noi, adică orașul formează bugetul Consiliului Raional. Da? Dumneavoastră împărțiți, de ce să nu rămână banii ăștia în primărie aici, pe teritoriul orașului, dar să se ducă în localități? Iată, în cazul ăsta eu nu sunt de acord. Și dumneavoastră știți poziția mea și eu am spus-o din numărat voi. Și atunci când dumneavoastră la ședința anterioară, la emisiunea anterioară ați spus că s-a investit în oraș, da, dumneavoastră ați reparat drumurile de importanță raională. Nu import, dar în raza orașului. Da, sunt drumuri de importanță regională care sunt la balanța Consiliului Regional, corect? Corect. Păi, dar nemijlocit. Teritoriul administrat din oraș. Da, nemijlocit în baza demersurilor primăriei, au fost în toți anii ăștia în jur de 1.370.000. Și eu oricum recunosc că e foarte bine că s-au conlucrat, au fost contribuții la proiecte în cadrul proiectului cu apa, au fost 500.000. Anul ăsta, în cadrul proiectului cu Pavarea, amenajarea trotuarelor în sectorul fabricii de zahăr, de fiecare dată am recunoscut-o și am spus-o. Și nu așa cum dumneavoastră ați menționat. Deci avem, o opinie, avem o opinie de la doamna Rita Railean, spune că merge în fiecare zi pe Gudanova și pe strada Gudanov și este lumină. Nu știu, noi în raza televiziunii lumină nu avem, adică nu este lumină, strada Gudanov nu este lumină, fiindcă chiar avem și lucrătorii care vin seara la emisie directă și chiar Ina mi-a spus că dacă nu o să fie lumină, nu o să pot să vin, că este dacă foarte greu să vin la lucru. Seara era lumină, doamna Viora, că eu am ieșit să văd, vineri nu era, sâmbătă era. Pentru că eu am ieșit să văd unde arde și unde nu arde, pentru că am văzut vineri seara când nu ardea pe Gudanov și sâmbătă seara ardea. Dar dacă mă era pe Metropolit Vârlam. Chiar urmărim. Știm că graficul era până la ora 23:30. Nu, eu pot să vă zic că deconectările astea chiar și programate, ele dezbat, adică creează o disfuncție între la automat, la sistem și ele pot să dezbat și acum atunci când chiar nu este casă sau nu este programare. Alte întrebări nu avem. Deci, dacă aveți întrebări unul către altul, poftim. Deci, așa cum am înțeles că sunteți foarte departe și nu este posibil de discutat, dar în cadrul emisiunii aici la noi în platou se poate, puteți să adresați acum întrebări unul altul. Eu dumneavoastră ați știut foarte... Adică, eu v-am spus inițial că vreau dreptul la replică, pentru că vreau ca oamenii să fie... informați, noi nu am făcut-o, repet, noi nu am făcut-o din cauza că noi nu avem ce face și majorăm tariful la apeduct și canalizare. A fost o necesitate pentru ca să atât să rezist întreprinderea, dar și să putem să asigurăm locuitorii cu apă. Acest proiect pe care l-am investit noi în localitate, care de fapt cu investiții europeane, de la noi încă solicită foarte multe cheltuieli adăugătoare, mentenanță. Această mentenanță fiind foarte costisitoare, dar această mentenanță nu este pusă pe seama consumatorilor. Această mentenanță deja este pusă pe seama fondatorului și a noastră administratorilor
Și noi vom face tot posibilul ca să încercăm să-l menținem, pentru că în caz contrar noi vom fi incluși în lista neagră și orașul Drochia nu va mai beneficia de proiecte cu investiții europeană, dar noi știm foarte bine că pentru noi ele sunt foarte importante, aceste proiecte. În caz contrar, noi nu vom putea să dezvoltăm localitatea dacă nu vom avea acces la proiecte. Și eu știu că noi trecem prin timpuri foarte grele cu toții. Toți noi suntem consumatori și de apă, și de gaze, și de energie electrică. Și ele toate sunt legate cumva una de alta. Dar noi nu am avut altă soluție. Noi nu am făcut-o pentru că am vrut să o facem. Intenționat. Am să vă rog, ca cetățean, ca locuitor orașului Drochia, am uitat la bugetul orășenesc, chiar nu înțeleg de ce, gestionarea fondului de rezervă 70.000, cum faceți conform legii finanțelor publice locale, până la 2% dacă spune. Dar nu putem noi să-l facem până la 2%, domnul președinte, vă spun de ce. Fondul de rezervă este expres pentru calamități naturale și pentru situații imprevizibile. Probabil dumneavoastră acum vă referiți la fondul de susținere a populației. Haideți să fie așa. Acela e cu totul altul care la noi în genere în buget nu se prevede. Până în anul 2016, primăria primea înapoi din bugetul de stat un anumit procent din impozitele care se rețineau, era creat anumit un fond pentru susținerea populației. Ceea ce face acum asistența socială, aceste comisii care distribuie pentru diferit, cereri diferit gen, pentru ajutor, medicamente, era până în 2016 veneau bani cu destinație specială către primării. Din 2016 acest fond a fost luat de la primărie și dat în gestiunea asistenței sociale. Deci acești bani vin direct la asistența socială. Ei au fost luați din bugetele primăriilor. Noi am creat acest fond de 70.000, dar noi nu avem o bază legală ca să putem să-l mărim. Pentru că el își primește că noi nu primim nimic. Nu, asta e fondul de rezervă cu totul altceva. Noi am fost notificați de inspecție financiară. Fondul de rezervă este doar pentru calamități naturale și pentru situații imprevizibile. El nu poate fi utilizat pentru a acorda ajutor persoanelor în baza cererii pentru medicamente sau alte necesități. Pe această temă, aici nu o să mă... Dacă, de exemplu, Consiliul va dori să majoreze. Este regulament cadru care este aprobat de către guvern, în care este indicat în ce cazuri se alocă în acest fond de rezervă. Și fondul de rezervă pentru situații imprevizibile și calamități naturale o demonstrat până acum că mai mult de 70.000 nu a fost necesar ca să-l am înțeles. Am și eu o întrebare, deci către dumneavoastră, domnule președinte, chiar dacă acum am vorbit despre alocarea surselor financiare, fondul care deja deci nu mai este, da? Ce ține de ajutorarea persoanelor, procurarea medicamentelor? Dacă vin cetățenii din oraș cu o cerere către raion, dacă sunt ajutați, sau s-ar putea prin intermediul primăriei ca să fie alocat ajutor? Când vine un locuitor, eu nu cred că anume de primărie Drochia. Păi, în genere vorbesc. Dar aici la când oraș, vine, haideți să spunem cum este. Din diferite sate vin diferiți oameni și depun câte o cerere, care pentru tratament, care pentru operații, care pentru ajutoare pur și simplu în urma calamităților, incendiilor și așa mai departe. Se duc la primărie, normal că omul din sat se duce la primar, așa e la moldoveni, numai că practic majoritatea primarilor trimite la Consiliu. Du-te la Consiliu și depune cereri. Eu nu crezi despre Drochia. Dar din numărul total de cereri, Drochia e pe primul loc, adică cum n-am dat, peste 200 de cereri. Și bineînțeles, deja în limita posibilităților, comisia decide. S-a aloșit, s-a aloșit și așa mai departe. Suntem acum deja în prag de iarnă. Cunoaștem că situația este critică, nu numai în orașul Drochia, raionul Drochia, dar în întreaga țară, ci ține și prețurile majorate la gaze, energie electrică. Cum sunt pregătite instituțiile și din raion și din oraș pentru a trece de această iarnă? Haideți să vă adresez și niște întrebări, nu numai dreptul la replică. Da, dacă e să vorbim de instituțiile din oraș, instituțiile din oraș sunt asigurate și până la sfârșitul anului cu resurse pentru a ieși din iarnă. Mă refer la pentru a finaliza cu succes anul, mă refer și la
banii pentru încălzire, dar și pentru alimentație. Mă refer acum la instituțiile de educație timpurie, pentru că ele sunt în gestiunea noastră. Ele sunt asigurate până la sfârșitul anului. Pentru anul viitor avem planificat în jur de 80%, 70-80% acoperire financiară. Am făcut demers suplimentar către Ministerul Finanțelor pentru a avea certitudinea că avem un buget garantat pentru anul viitor. Am primit asigurarea doar că va fi examinat, dar nu știm încă, în condițiile prețurilor de astăzi. Dar ele doar noi cunoaștem, pentru că am văzut mai multe solicitări că vor fi majorări de prețuri la energie electrică. Urmează să vedem care vor fi, dar până la moment noi suntem asigurați, adică între instituțiile din subordinea primăriei sunt asigurate cu tot ceea ce este necesar pentru activitatea în regim normal. Domnul președinte? Noi tot, școlile până la sfârșit de an au surse pentru energetică, spitalul raional, de exemplu, 21.000 de lei pe sutcă cheltuie, asta e o sumă colosală. Dacă de la 1 ianuarie, cum a spus doamna primar, medicina va trece în subordinea Ministerului Sănătății, atunci, știți cum, nu e treaba noastră. Deci dacă nu aveți sau mai aveți careva întrebări? Eu vreau să întreb doar pentru că tot primesc și eu întrebări, dar chiar și pe mine mă interesează, pentru că am și eu copil în clasa 1, se vehiculează că copiii vor ieși în vacanță și vor reveni din vacanță în primăvară pentru a învăța în sezonul cald. Vreau să întreb dacă este adevărat? Nu, că noi am discutat despre conlucrarea centrului cu APL-ul, nivelul 2. Sunt diferite scenarii. Să fie în regim normal, pe online, că se comasează instituțiile. Să presupunem numărul Ștefan cel Mare, de exemplu, are o capacitate de 1000 de elevi. Numărul 2 are 200 și ceva de elevi, acolo sunt 400-500 și să-i pui într-o școală pe timp de iarnă, adică să cheltuielile să minimizeze. Așa și pe raion, adică, de exemplu, un gimnaziu care are capacitate mai mare să primească elevii și colectivele din alte sate, adică cu transportare, adică să-i legat. Dar până la sfârșit noi nu avem nicio circulară cu privire la vacanță, cum ați spus, nu este așa. Mulțumesc! Da. Mai am o remarcă, da, pe final, da, pentru că mi-am amintit că referitor la campanie electorală, nu am început campanie electorală, nu sunt în campanie electorală, noi avem foarte multe probleme și foarte multe proiecte și planuri încă de realizat pe parcursul și anului în curs, dar și anului viitor. Când vom ajunge în octombrie, domn președinte, atunci vom discuta dacă suntem în campanie electorală sau nu. Nu știu. După informații, este că e amânate alegerile generale, păi, locale. Atunci când o să ajungem, atunci discutăm. Acum eu pot să vă asigur că nu sunt în campanie electorală și în genere nu știu dacă o să fiu. M-am înțeles. Da, atât, dar? Deci eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră de astăzi. Vă doresc ca să fie o comunicare, o conlucrare eficientă, așa cum a fost până acum în acești 3 ani. Fiindcă pe parcursul ultimilor ani, într-adevăr, a existat o conlucrare între primărie și Consiliul Raional Drochea. Nu-mi rămâne decât să vă doresc succese. Mulțumesc pentru prezență. Stimați telespectatori, atât pentru astăzi. Rămâneți cu ochii în continuare pe TV Drochea.